Cum te simți după ce ai rezolvat și ai prelungit cu Juventus și de ce a durat atâta? Că toată lumea spunea că trag și alte cluburi de tine. De ce? Da, păi sunt foarte fericit în primul rând. Sunt fericit, mândru și abia am așteptat să termin cu toată nebunia asta. A trebuit să ținem puțin așa un suspans, să zic, pentru că n-ai cum să... Nu neapărat, n-am ținut secrete, dar așa am ținut mai multe lucruri pentru noi, pentru că așa e în fotbal, nu poți să zici tot până nu este ceva sigur. Dar ce înseamnă Juventus pentru tine? De ți-ai dorit atât de mult să continui aici, deși e destul de greu să prinzi un post de titular. Nu știu, erai fan de mai de mult, poate Juventus, sau doar pentru că ți-au întins o mână și au avut încredere în tine de tânăr? Nu, sincer, nu eram fan de mai mult dinainte să vin la Juventus, dar că, cum ai spus și tu, aici am crescut de la 16 ani. Ei au avut încredere în mine și mi-au oferit o șansă pe care nu știu dacă mi-ar fi oferit alte echipe. Deci este normal și corect, în primul rând, față de Juventus, ca ei să fie prima alternativă. Și împreună cu Florin și familia mea am pus în balanță toate plusurile și minusurile tuturor echipelor și într-un final am ajuns la decizia că Juventus este cea mai bună echipă pentru mine în momentul actual. Cum te simți să se bată niște cluburi de talie mondială până la urmă pentru semnătura ta? Este o senzație foarte frumoasă, în primul rând. Sunt fericit și mândru pentru că eu știu cât am muncit să ajung aici și acest lucru mă poate face doar fericit. Și când te uiți în stânga, în dreapta, în vestiar și vezi ce internațional și jucător de clasă mondială trebuie să depășești, când ai un Bonucci, când ai un De Ligt, un Demiral, nu te sperie? Nu mă sperie. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să iau, secretele lor, să le învăț de la ei și să, cu timpul, să-mi îmbunătățesc jocul și experiența. Nu mă sperie în niciun caz. Te ajută foarte mult și faptul că ai crescut frumos. Ești un băiat de talie acolo. Reușești să te mai impui în seria A și prin acest lucru? Da, știm cu toții că seria A și în campionatul din Italia, de fapt, este un campionat care se bazează și pe forță, nu doar tactică și tehnică. Deci, da, este un plus pentru mine faptul că am un fizic mai impunător. Ce ți-ai zis în momentul în care ai debutat în seria? Și plus că ai avut și în Europa și în cupă. Da, momentul în care ai intrat în teren, ce ți-a trecut prin cap? Păi, sincer, am fost foarte emoționat când mi-am făcut debutul în Champions League prima oară. Mi-aduc aminte că eram pe banca de rezerve și dintr-o dată mister îmi spune să mă îmbrac, să-mi pun ghetele, apărăturile și tricouă și să intru în teren. Nu mă așteptam, sincer, să-mi fac atunci debutul, doar că am fost foarte emoționat și fericit. Cât ai așteptat acea zi? Seara. Foarte mult. Este visul meu, am spus-o și în interviurile pe care le-am dat pentru Juventus înainte, că este visul meu să debutez la prima echipă a lui Juventus. Cât muncește un jucător pentru astfel de clipă la un club de talie al lui Juventus? Cum arată o zi obișnuită din viața ta? Că bănuiesc că ești privat. Nu este vorba doar de o zi, este rezultatul tuturor anilor pe care i-am și eforturile pe care le-am depus înainte de acest moment. Este un cumul de factori și de momente care au adus la venirea acestei zile. Dar cum a ajuns această șansă pentru tine? Cum s-au întâmplat lucrurile? Că nu oricine, impresari sunt mulți care promit lucruri, dacă nu ai susținere, nu știu, din mai multe părți, dacă nu treci pe la cine știe ce club, prin România? Păi nu, am ajuns la Juventus în vara lui 2018. Înainte am fost la Regal Sport, iar impresarul meu, Florin Manea, mi-a obținut o invitație la Juventus.
am venit să dau probe și asta s-a întâmplat în iarna lui 2018 și în vara lui 2018 m-am luat Juventus. Cum ți-ai stăpânit emoțiile atunci? Pentru că mulți au dat probe prin Italia și prin multe țări și foarte puține au rămas. Nu neapărat că am avut emoții, eu am făcut ce știam eu, pentru că acolo la probe asta faci, nu te antrenezi înainte cu echipa ca să înveți cum joacă. Trebuie să te molezi pe stilul lor de joc și trebuie să le placă antrenorilor despre tine. Se pare că e o șansă cu Andrea Pirlo, fiind și el tânăr, înțelege că aveți și voi tinerii nevoie să jucați. Cum e relația cu Andrea Pirlo? Deși și acum se discută că, na, în funcție de rezultate nu se știe, dar în ceea ce te privește, Andrea Pirlo, cum e? Relația mea cu Mister este una foarte profesională, nu este una specială, este una de antrenor-jucător. Suntem în relații foarte bune, eu îi mulțumesc că a avut încredere în mine să mă debuteze și că nu doar m-a debutat, ci m-a și folosit în mai multe meciuri. Te-a cerut vreo ceva anume? Ți-a dat vreun sfat anume? Sau a mers pe munca întregii echipe din club în ceea ce te privește? Nu, neapărat. Înainte de meciuri, noi pregătim foarte bine meciul și știm fiecare ce trebuie să facă. Deci mi-a spus la fel ca și în momentul în care am debutat să fiu sigur, să joc cum știu eu și atât. Sunt oameni normali, jucătorii de milioane a lui Juventus? Sunt colegi care vin și te mai iau așa, încearcă să te mai ajute? Că noi vedem ca niște extraterestri, îți dai seama. Vorbim de Buffon, vorbim de Cristiano Ronaldo, Chiellini, nici nu mai are rost să înșir. Sunt oameni foarte normali. Această atenție și media este cea care îi face să pară extraterestri, cum ai spus și tu. Dar nu, ei sunt niște caractere incredibile și încearcă mereu să te ajute și dacă te văd în dificultate, sunt acolo mereu să-ți dea o mână de ajutor sau să-ți dea un sfat. Poți să-mi spui care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit și dacă atât de solicitat cum este Ronaldo și la nivelul lui, dacă și-a îndreptat și către tine atenția vreodată sau te-a făcut să te simți, nu știu, mai micuț? Da, nu, adică acum deja m-am obișnuit cu faptul că sunt printre campioni și acest lucru nu e să zici că mai am emoții când sunt pe lângă ei. Cel mai bun sfat pe care l-am primit de la cei mai cu experiență, să spun așa, este faptul să rămân modest și să nu-mi pierd capul, să rămân cu picioare pe pământ. În ceea ce privește tot acest parcurs și presiunea pe care ai resimțit-o ca să îți câștigi un loc acolo și să prelungești un contract, că nu prelungește la toată lumea, totuși Juventus, mai poate fi un motiv de a nu juca titular și într-una și la echipa națională? Că a fost o discuție în ceea ce te privește și după experiența de la campionatul european. Da, a spus Andrea Mutu că poate ai fi resimțit o presiune dacă jucai. Nu vreau să comentez foarte mult discuțiile care s-au creat în jurul meu și în jurul faptului că nu, poate că n-am jucat atât de mult cât credeau unii că o să joc. Eu la lotul național să am venit și o să vin mereu cu zâmbetul pe buze, o să vin cu elan, o să am o stare mereu bună și deciziile pe care le ia Mister, așa cum am spus și în alte interviuri, sunt foarte de acord cu el. Nu pot să comentez așa ceva. Nu sunt în măsură să comentez așa ceva. Deci ești bucuros oricum, oricât joci, numai să fii la echipa națională. Exact, da. Mereu vin cu zâmbetul pe buze, indiferent de cât joc. Dezamăgire că am plecat acasă, ne învinși? Da, este puțin frustrant că am plecat cu două egaluri și o victorie, dar așa asta este fotbalul, nu avem ce să facem. Avem speranțe însă? Da, da, eu sunt de părere că vin jucători foarte buni, foarte talentați și în următorii ani vom avea o echipă națională foarte competitivă.